seara, bun găsit la jurnalul Gorj TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Aurel Popescu, a fost declarat incompatibil și a stat la baza acestei decizii aflat imediat. Explozie urmată de un incendiu la o casă din apropierea molului din Târgu Jiu. Cum s-a încheiat operațiunea de salvare a pompierilor, vedeți după puțin. Accesul către insulița de pe Jiu a fost restricționat de către proprietarii vilelor din zona Bicaz, care au montat o barieră. Deci au recurs la această măsură, vă spunem imediat la jurnal. Lovitură dură pentru Aurel Popescu, viceprimarul municipiului Târgu Jiu. Acesta a fost declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate. Acesta a fost membru în consiliile de administrație de la 4 școli, în timp ce era și viceprimar. Viceprimarul Aurel Popescu a declarat că va contesta decizia, mai ales că nu a fost plătit pentru activitatea pe care a depus-o. Veste proastă primită de viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Aurel Popescu. Potrivit Agenției Naționale de Integritate, acesta ar fi ocupat simultan mai multe funcții, deși nu avea voie. Astfel s-a luat decizia de a fi declarat incompatibil. Mai mult, viceprimarul ar putea avea de suferit în ceea ce privește alegerile din 2020. Viceprimarul Aurel Popescu spune că va contesta decizia Agenției Naționale de Integritate. Da, este o decizie a ANI, a apărut astăzi pe portalul Agenției Naționale de Integritate. Firesc, aștept să văd și eu care este motivarea, pentru că voi contesta această decizie a agenției, întrucât în ceea ce mă privește, știu că mi-am desfășurat activitatea cât se poate de corect în baza legii, iar statutul de consilier local, conform legii 215, articolul 57, aliniatul 7, pe timpul mandatului viceprimarii își păstrează statutul de consilier local, deci automat atunci când Consiliul Local m-a delegat într-un consiliu de administrație al unei unități de învățământ, trebuia să fac parte din acel consiliu de administrație și să particip firesc la luarea deciziilor în Consiliul de Administrație. A fost o muncă pe care am făcut-o cu toată plăcerea. Mai mult, acesta spune că nu a fost remunerat pentru munca depusă în plus. A fost o muncă neremunerată, să nu creadă cineva că această activitate a fost remunerată, deci nu am avut avantaje materiale în urma acestei munci pe care am făcut-o în cadrul Consiliilor de Administrație. Normal, voi contesta și vom merge în instanță cu siguranță, voi merge în instanță cu siguranță împotriva acestei decizii a Agenției Naționale de Integritate. Spun vom pentru că sunt foarte multe situații de acest gen. În perioada 7 noiembrie 2012-28 septembrie 2015 a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și pe cea de membru în consiliile de administrație a 4 unități școlare de pe raza municipiului Târgu Jiu, încălcând astfel articolul 87 aliniatul 1 litera D din legea numărul 161/2003. Se arată într-un comunicat ANI. Și fostul viceprimar al municipiului Târgu Jiu, Iulia Vână, a fost declarat incompatibil. Acesta a ocupat simultan postul de viceprimar și a avut și calitatea de membru în Consiliul de Administrație în mai multe unități de învățământ din municipiu. Scandal sângeros în municipiul Târgu Jiu. Un tânăr este acuzat de tentativă de omor după ce și-a înjunghiat de mai multe ori pe un alt tânăr dintr-un clan rival. Conflictul a avut loc în weekendul trecut în fața unui club de manele din Târgu Jiu. Plăgile cu care victima a ajuns la spital au fost destul de grave, medicii constatând faptul că i-a fost pusă viața în pericol. Scandalurile din cluburile din municipiul Târgu Jiu nu mai contenesc. În fiecare weekend, oamenii legii sunt solicitați să intervină pentru aplanarea conflictelor apărute între tineri. Un caz similar s-a petrecut și în urmă cu două zile, atunci când, în jurul orei 4 dimineața, mai mulți tineri s-au luat la bătaie în fața unui club de manele. Au fost folosite mai multe obiecte contundente și arme albe. Victima, un bărbat de 39 de ani din municipiul Târgu Jiu, a ajuns la spital cu răni grave.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a formulat în cursul zilei de duminică 8 iulie propunere de arestare preventivă a inculpatului Bujor Marius Octavian, zis Mari Cioi, cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni, respectiv tentativă de omor, tulburarea ordinii și liniștii publice și port sau folosire fără drept de obiecte periculoase. Propunerea de arestare preventivă a fost formulată pentru infracțiunea mai gravă, aceea de tentativă de omor. Rezultând din probatorul administrat până în prezent de procuror că în dimineața zilei de sâmbătă 7 iulie 2018, în fața unui local din Târgu Jiu, inculpatul a aplicat mai multe lovituri de cuțit persoanei vătămate, producându-i acestuia leziuni grave care au pus în primejdie viața victimei. Cuțitul cu care agresorul a lovit pe rivalul său a fost găsit la locul unde a avut loc altercația. Propunerea de arestare preventivă a fost admisă în cursul zilei de ieri. Urmează ca cercetările să continue în cauză pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de săvârșirea de infracțiuni, cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție. Tânărul acuzat de tentativă de omor ar putea contesta decizia magistraților. Clipe de coșmar pentru o familie din municipiul Târgu Jiu. O explozie puternică a unei butelii a avut loc ieri la o locuință din apropierea molului, după care imediat a început să se manifeste un incendiu. La fața locului s-au deplasat două echipaje de pompieri și o ambulanță SMURD. Momente de panică pentru locuitorii unei străzi din municipiul Târgu Jiu. O butelie a instalat panică printre aceștia după ce a explodat. Totul s-a întâmplat la o casă de locuit din apropierea molului din oraș. Pompierii gorjeni s-au luptat cu flăcările uriașe ce amenințau și alte clădiri din împrejurimi. Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit în urma unei explozii la o casă de locuit situată pe strada Muncii din municipiul Târgu Jiu. La fața locului s-au deplasat două echipaje de stingere și un echipaj SMURD din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent, pentru care forțele de intervenție au fost suplimentate. Din fericire, nu au existat victime. Cauza probabilă a incendiului o reprezintă o scurgere de gaze la o butelie, iar un aparat electric aflat în funcțiune a generat explozia și incendiul. Din fericire, nu au existat victime implicate în incendiu. Gata cu drifturile pe insuliță, deranjați de zgomotul mașinilor, cetățenii care locuiesc în zonă au luat decizia de a monta o barieră acționată prin telecomandă chiar la intrarea pe insulița Jiului din municipiul Târgu Jiu. Investiția este realizată cu banii locatarilor, urmând să fie predată gratuit primăriei Târgu Jiu. Deranjați de tinerii care se distrează nopțile prin parcarea de pe insuliță făcând drifturi, cetățenii din zonă au pus o barieră de acces. Aceștia au pus mână de la mână și au montat o barieră chiar înainte de podul de acces pe insuliță. Municipalitatea va monta o barieră și la sala sporturilor, acolo unde sunt tineri care fac drifturi și au distrus pavimentul din fața clădirii. Bariera ce a fost amplasată pe insulița de pe râul Jiu va fi predată cu titlu gratuit primăriei municipiului Târgu Jiu. Nu s-a stabilit exact momentul în care se va face procedeul de predare-primire. Aceasta va funcționa doar pe timpul nopții, undeva de la orele 22 până la ora 6 dimineața, iar serviciile de urgență vor avea fiecare dintre ele o telecomandă pentru a putea avea acces în orice moment în spațiul respectiv. Sumele necesare vor fi aprobate într-o ședință viitoare a Consiliului Local Târgu Jiu. Elevii care au terminat clasa 8-a și au susținut evaluarea națională au aflat astăzi la ce liceu vor învăța. La ce colegiu s-a intrat cu cea mai mare medie, aflați în câteva momente. Astăzi s-au afișat rezultatele contestațiilor elevilor nemulțumiți de notele primite la examenul de bacalaureat. Astfel, promovabilitatea a crescut cu aproape 2%. Cea mai mare parte a candidaților care au depus contestații au primit, după recorectare, note mai mari. Promovabilitatea la examenul de bacalaureat a crescut în județul Gorj cu aproape 2% după rezolvarea contestațiilor. Astfel, 62,42% dintre candidații care au susținut bacul au fost declarați admiși. Procentul de promovare a acestui examen a crescut cu 2%.
socotit raportat la ambele promoții, adică de la 60,61 am ajuns la 62,42. De asemenea, promovabilitatea a crescut și în cazul promoției curente. Inițial a fost 66,99 și acum este 68,84. Deja sunt pregătite diplomele pentru absolvenții care nu au formulat contestații. În județul Gorj, peste 1000 de lucrări au fost recolectate după ce candidații au fost nemulțumiți de notele primite. Cele mai multe contestații au fost depuse la limba și literatura română. Cei care nu au promovat examenul nici după contestații mai au o șansă în toamnă. Mâine vor începe înscrierile pentru cea de-a doua sesiune a bacalaureatului. Elevii care au susținut evaluarea națională au aflat astăzi la ce licee vor învăța. Cel mai solicitat a fost Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, unde s-a înregistrat cea mai mare medie de admitere. Ultima medie de admitere a fost 7,98 la specializarea de filologie. Printre cele mai căutate licee de către elevi se află, ca de obicei, Colegiul Național Spiru Hareț și Colegiul Național Tudor Vladimirescu. Cea mai mare concurență a fost la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu la profilul matematică-informatică, unde cea mai mică medie de admitere a fost 8,46. Iată că în acest an, Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu se situează pe primul loc în opțiunile absolvenților de clasa a 8-a. Fapt ce ne bucură și ne demonstrează că dăruirea și profesionalismul întregului colectiv de cadre didactice din școala noastră este apreciată și recunoscută. Directorul instituției spune că între licee există o competiție, această concurență fiind însă una benefică. Competiția se realizează la nivelul concursurilor școlare și olimpiadelor școlare, unde concurăm și încercăm să ieșim pe piesă tot timpul. La Colegiul Național Tudor Vladimirescu s-a intrat cu 7,90, iar la Spiru Hareț cu 7,77. Media de admitere chiar și pentru cei care optează pentru liceele vocaționale cuprinde 20% media claselor 5-8 și 80% media de la evaluarea națională. Avertizare de cod portocaliu în județul Gorj. Autoritățile sunt în alertă după ce avertizarea a fost emisă în mai multe județe ale țării, printre care și județul nostru. Cele mai afectate localități de ploi au fost Turceni și Polovragi. Meteorologii au emis cod portocaliu de ploi pentru 18 județe din țară, inclusiv pentru Gorj, valabil de duminică ora 16 și până marți la ora 21. În județul Gorj, cele mai afectate localități au fost Turceni și Polovragi. Aici primarii au asigurat serviciul de permanență. Cele mai mari cantități de apă au căzut în zona Polovragi și Turceni. Acolo, din ce ne-au raportat cei de la SEGA, au picat mai mult de 50 de litri pe metru pătrat. Cum spuneam, suntem în permanență în legătură cu primăriile. La noi, la prefectură, s-a instaurat permanența. Vom face permanență atât ziua cât și noaptea, pentru că nu vrem să fie probleme. S-a luat legătura, într-adevăr, și cu toți primarii din județ să aibă și ei permanență la primărie, astfel încât să evităm inundații, posibile probleme în gospodării sau, de ce nu, pe infrastructura rutieră sau alte probleme. Și reprezentanții Consiliului Județean Gorj sunt la datorie. Ninel Muja, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, a declarat că va merge în teren pentru a vedea dacă sunt probleme. Până în acest moment nu avem probleme deosebite, dar fiind în cod, vedem dacă apar ceva probleme, iar după ce vom ieși din cod, putem discuta dacă au apărut ceva probleme. Dar în momentul până la ora asta nu am avut și nu avem probleme deosebite la nivelul județului. Veți merge în județ? Da, acum plec în județ. Vreau să văd lucrarea dintre Novaci și Baia de Fier, ce s-a executat acolo, și pe câteva drumuri județene. În intervalul menționat vor fi ploi abundente, se vor acumula cantități de apă de 40-50 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse chiar de 70 de litri pe metru pătrat.
Bărbatul din Slivilești care și-a bătut propriul fiu până când i-a rupt mâna pentru câteva felii de salam a scăpat de arest. Instanța a stabilit că nu reprezintă un pericol, astfel că a fost eliberat după o noapte petrecută în arest. Fiul și-a retras plângerea împotriva tatălui agresor, iar dosarul penal deschis pe numele bărbatului poate fi închis. Rezultat neașteptat în cazul bărbatului din Slivilești, după ce și-a bătut odrasla cu bestialitate pentru câteva felii de salam, instanța a stabilit ca agresorul să scape de arest. Mai mult, copilul a luat decizia de a-și retrage plângerea împotriva tatălui. Polițiștii efectuează în continuare cercetări în cazul unui dosar penal pentru violență în familie. Tânărul de 15 ani din comuna Slivilești, agresat de tată, și-a retras plângerea formulată în dosarul penal, urmând a fi propus o soluție legală prin parchetul de pe lângă judecătoria Motru. Potrivit datelor, numai în județul Gorj, la fiecare două zile, un copil este abuzat fie de către părinții sau alte persoane. Autoritățile vor să pună un alt bust al Aretei Tătărăscu în locul celui care a fost luat. Cine va realiza lucrarea, aflați după pauză. Am revenit la jurnal. Eveniment inedit în acest an în localitatea gorjeană Polovraj. Mâine începe Festivalul Național de Sculptură în Lemn, la care vor participa 8 sculptori. Artiștii vor realiza lucrări care vor prezenta simbolurile dacice străvechi. Manifestarea se va desfășura în perioada 10-19 iulie. Expoziție unică în Gorj, 8 sculptori talentați vor realiza la Polovraj lucrări de artă inedite care vor conține diferite simboluri dacice. Tabăra de sculptură Simboluri dacice în arta lemnului din România se află la prima ediție. Proiectul este inițiat de Centrul Județean pentru Conservarea Culturii Tradiționale Gorj în parteneriat cu Primăria Polovraj. De anul acesta avem debut un festival național de sculptură în lemn, tabără de sculptură în lemn cu temă Simboluri dacice. Este o tabără care își propune pentru început sprijinul a 7-8 sculptori în lemn să aducă în față simbolurile dacice care au dăruit peste 5 și care au fost transmise prin viurile sau prin izvoare scrise. Piesele vor rămâne pe raza Oate Polovraj. Operele vor fi amplasate pe platoul din fața mănăstirii Polovraj. Printre obiectele din lemn ce vor fi realizate, va fi și o poartă cu însemne dacice, dar și sculptarea în mărime naturală a unui dac care să le reprezinte pe Burebista sau pe Decebal. Cei 8 sculptori participanți vor fi din Baia Mare, Cluj, Brașov, Craiova, dar și din Crasna. Bustul Aretei Tătărăscu ar putea fi expus din nou în municipiul Târgu Jiu. Autoritățile locale încearcă să-și redreseze imaginea grav afectată după ce au înlăturat de pe socluri busturile lui Gheorghe și Aretei Tătărăscu. Viceprimarul Adrian Tudor a propus realizarea unei lucrări după o sculptură a miliției Petrașcu care se află în patrimoniul Muzeului Județean de Istorie. În prezent, soclurile pe care au fost amplasate busturile sunt goale pentru că autoritățile au luat decizia să le ridice fără să pună nimic în locul lor. Abia acum, viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Adrian Tudor, a venit cu propunerea realizării unui nou bust al Aretei Tătărăscu, care va fi turnat în bronz după o lucrare realizată de Milița Petrașcu și care se află în posesia Muzeului Județean. Am identificat o variantă pe care o să o propun Consiliului Local. Există în patrimoniul Muzeului Județean Gorj un bust al doamnei Aretei Tătărăscu, care a fost realizat de către buna sa prietenă, artista Milița Petrașcu. Acest bust, care este din teracotă ceramică, să fie turnat în bronz și să fie amplasat în municipiul Târgu Jiu după ce vom avea toate avizele. Acesta susține că artista a fost cea care a îndrumat-o pe Aretea Tătărăscu să comande un monument în amintirea eroilor neamului. În municipiul Târgu Jiu, o lucrare realizată de doamna Milița Petrașcu, cea care a realizat și mausoleul Ecaterinei Teodoroiu. Doamna Milița Petrașcu este cea care i-a recomandat doamnei Aretei Tătărăscu să-l contacteze pe Brâncuș pentru a realiza un monument închinat eroilor neamului.
În acest moment, propunerea este la stadiul de proiect. Europarlamentarul Norica Nicolae a venit sâmbăta trecută în Târgu Jiu și a condus prima ședință a biroului politic al ALDE Gorj în calitate de președinte interimar. Aceasta a fost numită la conducerea organizației județene după înlăturarea din funcția lui Dian Popescu. Europarlamentarul Norica Nicolae a sosit sâmbătă la Târgu Jiu pentru a prezida prima ședință de birou politic a ALDE Gorj în calitate de președinte interimar. Discuțiile au constat în organizarea din interiorul partidului, precum și pregătirea pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc anul viitor. Este sâmbătă în prezența doamnei europarlamentar Norica Nicolae. Am avut prima ședință de birou politic județean ALDE Gorj. S-au purtat discuții referitor la organizare. Ne pregătim, așa cum am mai spus, pentru alegerile de anul viitor a europarlamentare. Organizația ALDE Gorj își dorește un rezultat bun la aceste alegeri. Europarlamentarul va reveni la organizația ALDE Gorj în luna august, obiectivul fiind întărirea partidului. Doamna europarlamentar Norica Nicolae a cunoscut membrii biroului politic județean. O mare parte dintre aceștia îi cunoștea pentru că sunt oameni liberali care au venit la ALDE Gorj și am venit împreună la ALDE Gorj. Și în cursul lunii august va reveni la organizația ALDE Gorj și chiar am discutat cu dânsa și am zis că o să mergem în organizații pe teren pentru că trebuie să ne întărim. Norica Nicolae a fost numită în funcția de președinte interimar al ALDE Gorj după ce Dian Popescu a fost înlocuit din funcție. Mii de carduri de sănătate aflate la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Gorj încă își așteaptă titularii. Acestea nu au fost ridicate nici după 4 ani de la tipărirea lor. 5.000 de carduri se află la Casa de Asigurări de Sănătate Gorj pentru că nu au fost ridicate de către titulari, cu toate că nu pot beneficia de servicii de asistență medicală. Într-adevăr, la nivelul județului Gorj s-au tipărit cam 274.000 de carduri. Cele mai multe au fost distribuite prin intermediul Poștei Române, s-au întors la Casa de Sănătate în jur de 15.000 de carduri pe care noi le-am distribuit direct asiguraților sau prin intermediul medicilor de familie. La acest moment mai avem la sediul casei cam 5.000 de carduri. Cardurile sunt livrate prin poștă. În cazul în care persoanele nu sunt găsite la domiciliu, plicurile sunt direcționate la sediul Casei de Asigurări de Sănătate, de unde pot fi ridicate pe toată perioada valabilităților. Pe străzile din orașul Bumbești-Jiu ar putea circula autobuze electrice. Mijloacele de transport vor fi achiziționate de primăria localității printr-un proiect finanțat de Uniunea Europeană. Și alte primării din Gorj au arătat interesul pentru cumpărarea de autobuze electrice. Proiectul a fost depus și a trecut deja de prima fază. Pe lângă achiziționarea de mijloace de transport nepoluante, proiectul mai prevede și reabilitarea unor străzi din localitate. Valoarea investiției pe care primăria Bumbești-Jiu o dorește se ridică la suma de 5 milioane de euro. Pune un proiect care vizează, așa cum spunea dumneavoastră, un transport local în localitate cu mijloace de transport ecologice, mai precis ulei electrice, și în cadrul același proiect, în procent de 40%, sumele vor fi duse către infrastructura rutieră, iar cu ocazia acestui proiect vor fi realizate și trotuare și regularizări cu scurgeri de ape pe tronsonul de drum care este vizat în cadrul acestui proiect. Este un proiect care depășește 5 milioane de euro. Tot cu fonduri europene, conducerea primăriei Bumbești-Jiu vrea să monteze panouri solare pe școala gimnazială numărul 1 din oraș. La acest obiectiv face obiectul unui alt proiect de finanțare, eficientizare energetică a instituțiilor publice, tot pe program operațional regional, și ne-am gândit că unitatea școlară cea mai relevantă și importantă din localitate, școala gimnazială numărul 1, poate fi subiectul acestui finanțări. Am abordat o soluție tehnică pentru acest capitol de eficientizare energetică, nu oprindu-ne la clasicul
placat cu polistiren a clădirii, ci dotarea cu pompe de căldură, panouri solare și tot ce derivă dintr-o eficientizare energetică. În perioada următoare, proiectul va intra într-o nouă fază, cea a evaluării. Tot din fonduri europene, Primăria Bumbești-Jiu a primit 2,5 milioane de lei pentru reabilitarea grădiniței și a creșei. Jurnalul Gorj TV a ajuns la final. Urmează de la ora 21 emisiunea În interes public, realizată de Sorin Călugărița, la care invitat va fi Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Noi ne revedem mâine la ora 18. Să aveți o seară liniștită, numai bine!